Un bebeluș de doar 5 zile a fost abandonat ieri în curtea Bisericii Catolice din Huș. O tânără i-a auzit scântecele și a alertat imediat preotul. Ceva aici, în zona asta. Deci pe băncuța aceea era copilul. Era în căinuțele lui, într-o păturică albastru, o căciuliță, avea un costumaș alb. Cam atât, din ceea ce eu l-am văzut și după aceea am mers imediat la surori să le anunț. Poate ele știau despre cazul ăsta. Și apoi am sunat la 112. Am aflat că era o doamnă care a venit, le-a cerut de mâncare, după care a zis că cu acest copil nu știe ce să facă. Copilul a fost preluat de o ambulanță și dus la spitalul din Huș. Băiețelul cântărea 2850 de grame și era sănătos. După cum arată copilul, s-a făcut mama cu depresie. Că așa un copil îngrozit, și clemă mă oare la noi o căzut un bilic. E născut undeva, la noi nu, că noi am verificat sus la nou născut și nu-i născut aici la noi, că n-am avut băiețel cu greutatea asta. Copilul se află în stare bună, o greutate de 2850 de grame, îmbrăcat bine, curat, schimb era flământ. O mâncat, personalul nostru are grijă de el. A fost anunțată poliția să înceapă o anchetă, să caute părinții. Polițiștii au găsit-o în scurt timp și pe mamă, o tânără de 28 de ani, care a născut pe 17 septembrie. Femeia, care mai are acasă un copil, era vizibil afectată și le-a spus polițiștilor că nu are posibilitate să-l crească. Cel mai probabil a suferit o depresie și va intra sub supraveghere medicală, iar copilul nou născut va fi dat în asistență maternală.